Bine te-am găsit, Daniela Simulescu, aici. Înainte de toate vreau să-ți reamintesc de ceva, că n-am mai făcut-o în ultimul timp, de faptul că avem aplicație, avem aplicație AstroSense pe care te invit să o descarci din Google Play, deocamdată este disponibilă doar pentru cei care au Android. O descarci de acolo, ne lași notificările și promitem să-ți trimitem cele mai importante știri din lumea aceasta a astrologiei, a ezoterismului, a spiritualității, dar de ce nu și din lumea psihologiei, pentru că ne-am propus să îmbinăm foarte într-un mod armonios astrologia cu psihologia. Bun. Și acum să-ți povestesc despre ce vom discuta în cadrul acestei emisiuni. Este o emisiune de care am tras și pe care am amânat-o, am amânat-o, am amânat-o. Uh, inițial nu voiam să o realizez, 100%. M-am păi gândit, băi, ar fi cazul să vorbesc, după care am mai primit niște comentarii, niște rugăminți. Chiar au fost persoane care de fiecare dată mă rugau, dar fă emisiunea despre subiectul ăsta, Daniela, te rugăm, te rugăm. Și am zis, bine, domnule, hai să fac. Și de ce uh, am opus așa puțină rezistență? De când fac emisiunea uh, aceasta la DC News, de aproape trei ani, nu am discutat despre acest subiect în modul foarte profund, pentru că este un subiect mai controversat. Iar oamenii au tendința de, la, de a exagera. Este dacă vrei, punctul sensibil al astrologiei, iar oamenii nu sunt, noi nu suntem atât de pregătiți să primim o asemenea informație și avem, știți, cum facem? Dezechilibrăm, distorsionăm, exagerăm, tot timpul îi acordăm un topping mai fantasmagoric tot ce este necunoscut, tot ce are legătură cu zona aceasta de destin, de karmă, ne sperie, ne zguduie și începem să ne facem propriile povești. Și este o tematică care nu poate fi privită obiectiv, câteodată nici de astrologi. Trebuie privită cu multă, multă sensibilitate și multă, multă atenție. Voi vorbi despre tranzitul nodurilor lunare, tranzitul nodului sud în Scorpion și nodul nord în Taur. Acest tranzit a început pe 23 decembrie 2021 și se va termina pe 12 iulie 2023. Ca paranteză, eu folosesc mișcarea medie a nodurilor, nu cea reală. Cea reală a avut schimbarea în ianuarie. Deci, tranzitul nodului sud în Scorpion și nodul nord în Taur. Când auzi de nodul sud și nodul nord, veți intra pe internet, poate mulți știți, poate mulți nu știți și veți găsi o mulțime de informații. Aș putea să vă dau mai întâi o definiție, să înțelegem ce sunt aceste noduri și de ce sunt ele atât de importante. Nodurile lunare reprezintă punctele de intersecție dintre ecliptică, adică parcursul aparent al Soarelui prin Zodiac și orbita Lunii. Adică sunt niște puncte virtuale în funcție de orbita Lunii când intersectează ecliptica. Este, un, Dacă veți fi curios să vedeți așa cum, cum se învârte luna în jurul pământului, cum face ecliptica, rotația aparentă a Soarelui, o să vedeți că se intersectează și formează o cruce. De aceea, de cele mai multe ori, eu zic că nodul sud reprezintă crucea pe care noi o ducem. Bine, veți găsi multe informații despre nodul nord, pentru că astrologia de astăzi ne, ne forțează să ne ducem către, către un sens, către o misiune, dar... Um, da, este un subiect sensibil. Vreau să considerați această emisiune că este făcută din punctul meu de vedere. Adică, pe baza experienței mele ca astrolog, de când studioz eu acest domeniu din 2008, mi-am creat o opinie, mi-am creat o direcție pe care o folosesc în cadrul lucrurilor, în cadrul consultațiilor, în cadrul articolor și de fiecare dată când studiez astrograma cuiva, ăsta este. Un... Primul lucru la care mult este cel mai important lucru. Nodurile astea lunare avem un nod sud și un nod nord, că luna prin uh, mișcarea sa ajunge și sus și jos, să-i spunem așa. Uh, și punctul de sus se numește nodul nord, punctul de jos se numește nodul sud. Deci sunt două puncte virtuale, două intersecții. Uh, și da, veți găsi că nodul nord reprezintă destin, sensul vieții, misiunea noastră în viață și o să vă duceți către nodul nord și o să considerați că ăsta este cel mai important lucru, dar de fapt cel mai important, atenție, din perspectiva mea, este nodul sud. Veți găsi că nodul sud înseamnă karmă, vieți trecute, pedepse din trecut ce, și nu prea este, uh, din perspectiva mea, nu e adevărat. Voi spune lucrul acesta cât mai des ca să nu... Uh, nu știu, poate se uită și colegi de mei, poate se uită și oameni care vor să studieze astrologia și trebuie să înțeleagă că, da, după ce am parcurs toată teoria, după ce mi-am făcut oarecare experiență practică, am dedus eu această concluzie. O veți mai întâlni și la alți astrologi, dar nu la foarte mulți. Nodul sud, cred eu, este cel mai important punct din astrogramă. Vedeți voi, când îi spuneți karmă, Karma sună la așa, sună foarte, mai ales pentru români, unde eu am observat din experiența mea că au o tendință din aceasta punitivă asupra orice. Și, și când au de karmă, li se pare că este sfârșitul lumii, o, apocal o apocalipsă. Așa. Nodusul nu e chiar așa. Eu consider că acest punct reprezintă ceea ce noi din spatele alor noștri. Eu nu mi-am demonstrat viețile trecute, le spun tuturor de fiecare dată. Eu nu pot să spun despre tine că ai fost o prințesă la curtea, nu știu cărui roi, de rege, nu pot să spun despre tine că ai fost un soldat, nu știu ce război, nu pot să spun despre tine că ai fost un călugăr, nu știu unde, nu pot să spun despre tine că nu știu ai fost un templier, nu știu cine. Dar pot să mi dau seama din nodul sud că tu ai niște tipare transgeneraționale. Nodul sud are mai degrabă din perspectiva mea legătură cu ceea ce prelumnei din spatele alor noștri. Că nu degeaba, nu de unde avem nodul Sud și nodul Nord, tot timpul veți regăsi în viața voastră oamenii respectivi, fie părinți, fie bunici, fie oameni în familie. Pentru că noi când ne naștem ne, ne alegem acest nod Sud, de fapt ne este dat, știm că trebuie să echilibrăm ceva. Și ne alegem un nod Sud ca noi să preluăm o familie care are acea direcție, acel tipar transgenerațional. Și noi ne naștem în familia respectivă, normal că prindem tot ce au făcut ei în spate și ducem mai departe. Nodul la acesta sud, mulți dintre voi, mulți dintre români mai degrabă, îi zic armă de familie. Mi se pare foarte dură această expresie, nu-mi place, mai ales că oamenii când aud de karmă de familie au tendința să li se pară așa ceva, domnule, mă duc la preo să-mi să citească de karmă de familie, să-mi dezlege, să-mi facă, să dreagă, dar de fapt sunt niște tendințe în ADN-ul nostru, în, în, psihicul nostru, pe care le-am preluat, că noi când ne naștem, Trebuie să recunoaștem că nu suntem tabula rasa, venim deja cu o direcție, venim cu un drum. Uh, Asta este nodul sud, este ceva ce am moștenit. De obicei când auziți de nodul sud, că armă pe să lecție de învățat, din perspectiva mea, gândiți-vă că este ceea ce au trăit alții din spatele vostru. Că da, poate pe linia familiei voastre, cineva a fost un templier, cineva a fost o prințesă la un, la un rege, cineva a fost, cine știe ce a făcut de acolo. Deci gândiți-vă că cineva din spatele vostru. Pentru că noi suntem în momentul ăsta aproape 8 miliarde de oameni pe această planetă. Niciodată n-am fost atât de mulți. Noi nu putem să spunem că noi suntem acum cineva de acum 2000 de ani, adică eu Daniela, în niciun caz n-a existat, sunt, sunt, eu Daniela din momentul acesta, nu sunt Daniela de acum 2000 de ani, 3 luni, 2 săptămâni, 5 zile, 3 minute, o secundă. Da, poate de acolo sau mai multe bucățele, că vorbim, bineînțeles, de legea fizicii. Nimic nu se pierde, totul se conservă, se reciclează, se transformă în altceva. Era mai puțin, suntem mai mulți sau mai multe bucățele Deci nu, nu, eu nu cred că viața trecută eu așa o poveste în care să mă gândesc eu, Ce am fost în viețile trecute Da, am moștenit Am moștenit undeva în căpșorul ăsta în, în mine Am moștenit niște povești Pe care eu le duc mai departe Câteodată zic că nodul sud este precum o loterie Că nu știi niciodată ce moștenești din spatele alor al tăi Bine, ei au, mult, au multă zestre în spate Dar tu moștenești doar o anumită direcție Bun Deci din perspectiva mea Nodul Sud este cel mai important. Este ceea ce au făcut alții în spatele nostru. Acest Nod Sud nu e neapărat negativ. Este dacă vreți. Uh, în nodul sud pot intra multe, pot intra calități, pot intra skill abilități, reușite, chestii pe care le-au făcut. Însă în același timp pot intra și chestii pe care și le-au dorit și nu au putut să le facă și ți le transmiți acum și zic, n-am putut noi, ne-am în spate, fătul de acum încolo. Nodul sud vine, bineînțeles, și cu tipare din acestea relaționale, că dacă bunicii, străbunicii au stat în anumite relații și noi vom face acest lucru într-o perioadă a vieții când trăim așa totul pe pilot automat. În nodul sud uh, sunt și frici pe care nu știm de unde le avem, că n-am trei lucrurile respective în viață. Sunt chestii moștenite, văzute, simțite, mai ales atunci când suntem copii. Deci nodul sud este cel mai important, de aici pleacă totul în viața noastră. În prima fază a vieții, noi vom face nodul ăsta sud, când, ori, or îl facem, uh, îl respingem, ori îl adoptăm de-a întregul și zicem, a, aia din spatele meu nu mai vreau să știu ce au făcut din ei, eu nu fac ca ei wrong, greșit. Sau zicem, a, ăia din spatele meu au făcut o specie, mai blec să nu fac la fel și zic, doar aici mă țin. Dar la un moment dat, de-a lungul vieții, apar momente în care trenul, gândiți-vă că sunteți într-o călătorie cu trenul, uh, nodul nord este un reper, e câte o gară în care oprești din când în când să-ți dai seama, măi, sunt bine, sunt pe drumul care trebuie sau nu. Iar nodul sud este valiza pe care voi o duceți în tren. Vă nașteți, vă urcați în tren și trebuie să ajungeți undeva. E valiza aceea, o duceți cu voi toată călătoria. Da? Și în valiza respectivă intră foarte, foarte multe elemente. Din valiză vă puteți ajuta de unele, din valiză le puteți, puteți, renunța la altele. Voi nu v-ați născut să duceți valiza. Valiza e cu voi, pentru că ce vor un nodurile să ne arate și din perspectiva mea este, o, o perspe este din perspectiva mea e un lucru de care trebuie să ținem cont și care ne ajută să ne acceptăm condiția de muritor și de om. Când te naști, nu ai liberul arbitru 100%, nu poți să faci ce vrei tu cum vrei tu, ți se dă o direcție. Pentru că știți cum este nodul sud, e bucla aceea în care tot intri de-a lungul vieții. Și zici, domnule, dar tot, ajung, ai, tot ajung tot aici ajung, tot aici ajung, tot aici ajung, tot aici. Ce karmă o avea? Ce trebuie să plătesc eu ca să fiu fericit? Asta e tot un tipar transgenerațional că ți s-a transmis în spate că domne trebuie să suferi, să fii victima acolo și să nu-ți meargă bine. E tot un tipar care poate să fie vindecat nu neapărat prin astrologie și prin alte științe, prin alte domenii. Adică prin alte zone din acestea, fie psihologie, voi știți pe care le abordați. Bun. Nodul Sud. Când ne naștem cu el, poate să fie și o cruce, poate să fie un lucru bun. Poate să fie din multe puncte de vedere. Iar la un dat, țin să vă spun că nodurile se întorc undeva din 18-19 ani. Adică undeva pe la 18 6 și 6 luni ceva de genul, la 18 ani și 6 luni suntem mici, încă nu ne dăm seama de direcție. Se setează acolo, se setează ceva, e un punct de plecare. Următoarea întoarcere a nodurilor. Undeva la 36-37 de ani, dacă apare evenimente importante, fără să faceți voi nimic, chiar vă invit să vă gândiți ce, întâmpl ce se întâmplă și ce se va întâmpla sau ce s-a întâmplat în jurul acestei vârste, acolo sunt nodurile voastre. Pentru că dacă nu sunteți pe linia de tren care trebuie, veți fi puțin debalansați și veți avea niște probleme. Fiecare are un nod sud și un nod nord. Nod nodurile acestea stau cam un an jumate în anumite zodi și la fiecare se regăsește undeva în astrogramă. De fiecare dată când veți regăsi pe cineva care are marcaj pe nodul sud sau nodul nord, sunt persoane importante. Vedeți, adică voi tendința este de a vă crea această imagine și de a citi faptul că sunt relații karmice. Și când auzi de relație karmică, se pare că e sfârșitul lumii. Da, de multe ori sunt relații toxice, așa am observat eu. Da, dacă vreți voi karmic egal toxic, sunt de acord. Dar altfel să ziceți, vai, sunt într-o relație karmică, karmică, oare ce însemna, domnule, relația aia karmică? Să nu, adică, noi necunoscători fiind a da, de aceste subiecte, să nu le exagerăm și să nu deducem gata acasă să zic, păi, eu nu am bine cu tine, relația noastră nu merge, să eu bine cu mama, urmam bine cu tata, că e relație karmică. Și pui eticheta de karmică și rămâi așa și zici, păi nu că e karmică dar da, dacă e karmică, dacă îți vine pe nodul sud, îți vine pe zonă de familiaritate, dar îți vine și pe o zonă pe care o poți respinge ușor, că ești sătul de ce ai primit din spate. Adică, doamne, să de ce au făcut relații. Nu mai vreau așa acum. Sau zicem, țin de ăștia cu dinții, că ăștia sunt ai mei. Cine îți vine pe nodul nord, Adică cine are marcaj în zodia unde ai tu nodul nord, te scoate din zona de confort. de -aia, țineți cont, nodul nord e cea mai mare provocare a vieții noastre. Nu este sensul, misiunea. Nu trebuie să vă uitați într-o astrogram, atenție, din perspectiva mea, să căutați nodul nord. Pentru că acolo e cel mai greu. Până nu ne rezolvăm nodul sud, până nu le echilibrăm pe acesta, până nu le acceptăm. Că de fapt toată treaba stă în acceptare. Să ne acceptăm că avem, domnule, o moștenire în spate. Noi nu suntem tabula asta când ne naștem, am spus. Avem ceva de un la dat deja, un softuleț. Când nu, până nu ne acceptăm nodul sud, nu vom putea folosi nodul nord. Dacă când devenim conștienți de nodul sud, putem să ne ducem pe nodul nord și să-l folosim ca o soluție, ca un reper, să spunem așa. Și, domnule, uite, eu am nodul sud, în casa carierei, deja am niște tendințe, să vreau imagine, să vreau statut, să vreau rol. Dar am nodul nord în casa opusă, că tot timpul nordurile sunt opuse. Și este în casa opusă, în casa a patra, ce ține? Ține de casă, ține de familie, de cămin, de liniște, de refugiu, de stat cu mine, de dezvoltare emoțională și de vindecare emoțională, Casa patra, Atenție. Deci, nu voi fi bine în Casa a 10, unde nodul meu Sud îmi dă o direcție, trebuie să fie în zona profesională foarte puternic, până nu fac un echilibru și acolo. Dar asta se întâmplă când știm că avem un nod Sud în Casa a 10, pentru că noi până ne dăm seama, bă, domnule, în ce sunt eu bun sau în ce mi se întâmplă mie în viață lucrurile aici, de ce se întâmplă lucrurile, e bine să insist, e bine să părăsesc, nu, trebuie mai întâi să ne știm nodul sud, că dacă ne ducem spre nodul nord și fără să tratăm buban în spate, o să vă duceți degeaba, din perspectiva mea, din practica mea, și studiez astrologie din 2008, ia că sunt câți ani? 14 ani. Și am avut timp în acești ani să-mi dau seama că geaba nodul nord, că nodul sud e mult mai important. Deci cine vă vine pe nodul sud faceți click. Știți cum văd eu relațiile karmice? Astea de le amplificăm atât de mult și ne place nouă să ne gândim relații karmice. Eu le văd precum niște ecuații, ca la matematică. Țineți minte, avem ecuațiile cu două necunoscute și acestea trebuiau să formeze un sistem. Un sistem de în acela cu acolo, așa, puneam cele două ecuații, a X, b y cu c și încă o ecuație care mai avea puțin din necunoscutele primele ecuații. Și avem o formulă în care să descoperim necunoscuta, da? Sau necunoscutele. E, Cam așa e și cu relațiile karmice. Că dacă eu, de exemplu, am un nod sud în gemeni și am un nord nord în săgetător și cunosc pe cineva care este gemen sau săgetător sau are ceva în astrograma lui acolo, că și asta este important, fac click cu persoana respectivă pentru că noi doi avem ceva de rezolvat. Dar atenție! Nu o să fac click cu toată lumea care are nord, gemeni în astrogramă sau săgetător. Nu, în niciun caz. Și cu aceia care au primit aceea zestre astrologică care trebuie rezolvată. Da? Așa că dacă vă știți unde aveți nodul sud și nodul nord, gândiți-vă cine din viața voastră este în zodiile respective sau a astrogramele lor trebuie să aibă și alte componente. Nu doar, nu doar zodie, vorbim de lună, vorbim de mercur, de venus, de marte, vorbim tot de noduri și vorbim de ascendent și de alte, 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 aspecte pe acolo prin astrogramă. Așa, deci v-am spus uh, povestea mea, o să observați că 90% dintre oamenii pe care îi întâlniți vă vin pe noduri, pentru că ei sunt acolo ori să vă țină, să vă arate care vă este direcția, ori să vă arate unde puteți să creșteți, să evoluați, care este zona de disconfort. Nodul sud este zona de confort, nodul nord este zona de disconfort. Da? E, cine vă vine pe aceste noduri, relațiile respective uh, sunt karmice, domnule. Nu, sunt, au o importanță, au un sens, au ceva de rezolvat. Trebuie să înțelegeți de la ei, să învățați să stați în relație, să nu stați în relație. Că despre asta e Bun. V-am povestit această variantă, pe scurt, a ceea ce eu consider Nodul Sud și Nodul Nord. Deci, nu priviți Nodul Sud ca pe ceva rău și Nodul Nord ca pe ceva bun. De multe ori, în viață, s-ar putea Nodul Sud să nu doară, și Nodul Nord să doară îngrozitor. Gândiți-vă că nu putem să ne ducem spre misiune, spre sens, până nu ne rezolvăm bubele. Că în viața asta până nu-ți rezolvi, nu-ți rezolvi până nu-ți cunoști, nu-ți accepti. Că de rezolvat asta înseamnă să-ți accepti, domnule, că ești om și că ești condiționat. Asta nu spuneți voi mie că voi aveți liber arbitru 100%. Nu există așa ceva. Nu, ne place. Da, avem oare, oare și ce e liber arbitru. Mă mai pegeam un tren, mai beau un cocktail de la restaurant, mă mai duc la toalet. Avem avem pe aici, pe acolo. Dar direcția ne este dată dintr-un punct de vedere. Că și eu v-am spus, îmi doresc să fiu Donald Trump mâine și fac tot ce se poate în acest sens. Dar dacă oarecum în astrograma mea nu există o direcție în zona respectivă, pot să, mă, să fac eu ce vreau și cum vreau, că nu voi ajunge Donald Trump. Bine, nu mai e cazul să-mi doresc să ajung la un alt momentul ăsta. Iar acum, după cum vă spuneam, pe 23 decembrie nodul sud a intrat în Scorpion și pe 12 iulie nodul nord a intrat în Taur. Cei care uh, sunt acum spre 36-37-38 de ani, mai degrabă spre 37-38, uh, vor resimți întoarcerea nodurilor. Uh, acum este un moment important și chiar vă invit, mai ales cei născuți între 85 și 86. În perioada aceasta nodurile au fost, în nodul, au fost nodul sud în Scorpion și nodul nord în Taur. Um, acum vor retrăi întoarcerea nodurilor, un moment foarte important care începe după 36 de ani și după 36 de ani să ne gândim că nu e doar la 36 de ani. Acestea vor tot reveni. Ia gândiți-vă, mai urmează și altă vârstă, 36 ori 2, pe jurul vârstei de 72 de ani. Bun, nodul sud în Scorpion. Deci, nodul sud înseamnă și un blocaj și un dezechilibru, dar pot fi și niște abilități. Și nodul Nord în Taur. În perioada următoare, copiii care se vor naște până pe 12 iulie 2023, vor avea acest nod Sud în Scorpion. Despre ce vorbește nodul Sud în Scorpion? Vorbește de, despre uh, moarte, despre criză, uh, despre resurse, despre pierderea puterii, pierderea controlului, despre intimitate. Despre sexualitate și, oarecum, și despre probleme psihice, despre abandon, trădare, anxietate, un pic de paranoia. Și gândiți-vă că nodurile astea vin și după o perioadă de, para, de pandemie, ca să spun așa. Deci, nu au cum copiii care se nasc acum, nu au cum să moștenească din spate altceva decât frica în care am stat noi în ultimii doi ani. Și nu vor moșteni doar această frică din ultimii doi ani, dar probabil și în familia lor sunt anumite povești. Toată lumea care are, de exemplu, nodul sud în Scorpion, are această poveste în spate de pierdere de luat de la capă. Cineva din familie, din perspectiva mea, atenție, a, la un an nu și-a calculat bine riscurile față de o persoană, față de o anumită situație financiară, față de anumite resurse, față de un, o putere, un control și uh, a greșit foarte mult. Și voi, cei care aveți nodul sud în scorpion, dar și în următoarea perioadă când nodul sud va parcurge acest semn, vorbim despre lupta pentru supraviețuire. Toată lumea care are nodul sud în scorpion stă la pândă, stă să supraviețuiască și pentru că știe el din spatele a lor lui că n-a fost încredere și că a fost rădare multă, nu va avea încredere în oameni. Și va încerca să-i manipuleze. Că atunci când ai încredere, încep să încerci să-l faci, să-i zici, ha, să vezi ce-ți fac, să vezi ce-ți să-ți vezi una așa, cu nodul sud în scorpion vrem să obținem prin ceilalți tot felul de foloase, pentru că scorpionul vorbește de energia scorpionului, vorbește despre banii la comun, banii partenerului și vom încerca prin celălalt să obținem o casă, să obținem, nu știu, anumite venituri, o stabilitate financiară, dar tocmai că nodul sud în scorpion ne învață că nu trebuie să ne potignim de aceste lucruri, ci să învățăm să fim independenți. Nodul nord în taur, Vorbește despre partea concretă și spune așa, este un, dacă vreți, nodul Sud în Scorpion este unul dintre cele mai sensibile noduri, ca să-i spunem așa. Când vii cu un nod Sud în Scorpion, uh, lupta pentru supraviețuire tot timpul ești pregătit tot timpul să manipulezi, ești pregătit tot, ești suspicios, vrei, vrei, să ai control asupra celelalte persoane, pentru că cineva din spatele tău te zis, nu trebuie să ai încredere în oameni și trebuie să-i folosești ca să fii sigur că nu te mai înșală, că nu te mai provoacă, că nu te mai trădează, că nu mai pierzi. Și veți observa în perioada următoare că efectiv vom ține cu diți de tot felul de situații, da? Pe lângă nodul Ordn Taur ne spune, domnule, după atâția ani în care v-ați dat seama că n-a mai existat control, pe bune, pe bune voi mai încerca să controlați ce mai încerca să controlați. Trebuie să fie totul foarte practic, pragmatic. Nodul Ordn Taur descurcă te singur, că ți-ai dat seama, a venit un moment din acesta și ce faci și cum face. Cu nodul sud în scorpion veți auzi foarte multe informații legate de bănci, uh, legate de resursele noastre, iată de energie, de tot ce este sub pământ, de toate lucrurile acestea, de conducte, de gaze, de știm bine discuțiile respective. Cu nodul sud în scorpion vorbim despre intimitate. Și vorbim despre cât îi oferim celuilalt. Vedeți voi, energia scorpionului de obicei nu are limite. Se duce undeva p la extreme. Nu cunoaște limite. Se duce ori la minus infinit, ori la plus infinit. Și se aruncă cu totul energia scorpionului și este devotat. După care îi sunt înșelate așteptările pentru că nu toată lumea procedează ca o persoană cu energie în scorpion. Și de atunci intră în criză, se victimizează, se plânge, se supără normal și începe să manipuleze iarăși. Deci, deci, veți observa în următoarea perioadă că e o frică de a lăsa puterea. De a lăsa puterea ca politician, uh, ca stat, ca nu știu, companie. E o frică, domnule, de pierdere. Dar, am observat un lucru la oamenii cu nodul sud în Scorpion și cu nodul nord în Taur. Orice pierdere, absolut orice pierdere, este o mare oportunitate. De a deveni mai independenți, de a vă duce către mai mult către zona pragmatică. Deci, Nodul Sud în Scorpion predispune la crize, de a te băga în situații în care să nu-ți calculezi bine riscurile și să devii victimă de cele mai multe ori și să nu-ți convine, dar de fapt la tine să stea cheia. Iar nodul Nord în Taur presupune o independență financiară, presupune să nu mai așteptăm la alții sau să nu-i considerăm pe ceilalți, cum să vă spun. Obligați să ne facă lucruri, să ne protejeze, să, să fie acolo devotat 100% cu noi. Deci, în perioada următoare, dar și cei care vă știți cu Nodusul în Scorpion, aveți aceste dezechilibre legate de putere, de resurse, de control, de sexualitate, de manipulare, de oarecare codependență. Pentru că Scorpionul vine și cu un atașament din acesta bolnăvicios, o obsesie, aș putea spune, față de oameni, față de lucruri, față de situații. Dar cu ce vine Nodusul în Scorpion? Vine cu o putere de regenerare uimitoare. De aceea, toți oamenii pe care îi știu, pe care i-am cunoscut atât în viața personală cât și în viața profesională, care au un nodul sud în scorpion, domle, revin oricând, oricum, chiar dacă iau o moștenire destul de grea. Să știți că atunci când te naști cu această poziție în astrubramă, ai o moștenire, o zestre genetică în spate, destul de uh, plină de mistere, de, de moarte, v-am spus, de crize, de, de lucruri grele. de părțiri pe moștenire, de dură. Un nod sud în scorpion este foarte, foarte, foarte dur, însă este și capabil să revină de fiecare dată, să nu cadă. De exemplu, dacă ai un nod sud în leu și ți se pare că ești prins, prințesă tot timpul și la un viața te va provoca, acolo va fi puțin mai greu cu un nod sud în leu, că îți este atacator orgoliu. Însă nodul sud în scorpion, și în perioada respectivă ne, ne vom descurca în vremuri grele. Și și cei care se nasc cu această poziție în grama natală, la fel. Deci aveți grijă în perioada următoare la toată tematica aceasta despre care v-am povestit. Încercați să nu exagerați nimic, pentru că asta face Nodul Sud în Scorpion, se duce departe și se gândește la toate scenariile. Nodul Nord în Taur roagă să fie puțin mai conștient, mai practic, mai prezent, mai, înde... mai să folosească ce are în dotare, nu și ce au ceilalți. Adică, voi să nu vă faceți planuri în funcție de ce are soțul, ce are soția, ce au părinții, nu, nu. Voi să învățați să vă faceți planuri în funcție de ce aveți voi. Că despre asta vorbește Taur, vorbește și despre confort, despre stabilitate. Scorpionului, când e prea multă, stabilitate, atenție, nu vorbesc de zodie, vorbesc de energie, energiei scorpionice, când e prea multă stabilitate, începe să înțeapă, astfel încât să, să, să mai testeze o dată ce se întâmplă, să mai testeze oameni să fie sigur că sunt acolo. Precând nodul nord în taur, care cei domnule, ce pasă-mi de scenariile astea, lăsați-mă pe mine, vreau să văd practic ce am în buzunar, ce am în palton, ce am în geacă, ce am în geantă, cu ce duc, ce mănânc, nu vreau crize, că sunt sătul de atâtea crize după 2 ani de pandemie. Adică, vedeți că acest nod sud în Scorpion va intensifica puțin conjuncția Jupiter-Neptun din Pești din data de 12 aprilie și se va zbate puțin, țineți-vă bine, cu Saturn din Vărsător dar și cu Uranus în Taur ceea ce înseamnă că vom fi nevoiți să ne dăm seama că doar singuri facem lucruri și că nu trebuie să mai depinem de, și că nu trebuie să, -i, să -i investim pe ceilalți că sunt obligați să ne împingă pe noi de la spate să ne salveze pe noi, să se devoteze pentru noi doar pentru că noi avem frici și anxietăți și teamă de abandon și teamă pentru că la un nod sud în Scorpion e tot timpul pus, pus cum să vă spun, să supraviețuiască are impresia că totul mai are cineva, ceva cu el vorbesc de nodul sud nu vorbesc de zodi, vorbesc de energia nodului sud. Eu v-am dat o direcție în perioada următoare, v-am povestit și de, despre ce cred eu că reprezintă nodul sud, poate la un moment dat voi detalia mai mult aceste subiecte, însă v-am spus este destul de sensibil. Luați această emisiune ca fiind punctul meu de vedere, nu, punct, nu punctul general, așa, este ceea ce am, este concluzia pe care eu am atras-o și dacă vreți să vă mai uitați la o persoană într-o astrogramă, nu contează zodia deloc. Contează nodul sud. Dacă știți nodul sud, știți care este direcția. Și pe urmă și nodul nord, să vă dați seama care este zona de disconfort, dar și zona de evoluție din perspectiva mea. Așa că nu mai judecați oamenii după zodi, luați după o astrogramă natală. Sunt atât de multe site-uri unde puteți calcula aceste lucruri. Astrograma și nodurile să vă dați seama. Și ca o tendință, pentru că nu toată lumea știe în profunzime ce înseamnă aceste noduri și veți citi niște articole așa la îndala, pe internet, veți avea tendința aceasta de a exagera. Când citiți un nod sud și un nod nord în harta voastră, gândiți-vă că este ca un plus la ceea ce știați despre voi sau s-ar putea să aveți de multe ori o o revelație, pentru că dacă știți unde este nodul sud și știți în ce casă este și știți ce aspecte face cu celelalte planete din harta natală, pentru că atunci când ai planete personale pe nodul sud este o poveste, atunci când ai planete personale pe nodul nord este o altă poveste. Când ai pe nodul sud, rămâi foarte mult în zona respectivă de nod sud, nu vrei să ieși de acolo, Dacă când ai planete pe nodul nord, ceilalte vor ajuta să capeți energia și să înveți planetele respective, să le poți dezvolta. Deci... Uitați-vă la nodul sud, uitați-vă la partener, uitați-vă la părinți, uitați-vă la copii și de ce nu? Și momentul în care lucrați cu cineva e destul de important și mai ales dacă aveți întoarcerea nodurilor în această perioadă, aveți grijă ce se întâmplă, dar nu ce faceți voi, ci cine vă sună, în ce proiecte intrați, cine apare, ce relație începeți. E un moment extraordinar să vă dați seama care este direcția voastră. Că în jurul vârstei de 36 pe acolo sigur apar lucruri la care nu v-ați fi gândit sau pe care le-ați gândit în vâr jurul vârstei de 18-19 ani și acum se materializează. Acum materializarea nu înseamnă că veți câștiga la loto și că totul o să fie perfect. Pentru că, atenție, din perspectiva mea, nodurile nu sunt opuse. Adică nu e ca și cum fac nodul sus. Nu. Astea două tot timpul sunt, știți, capul și coada dragonului. Se urmăresc. Noi toată viața vom încerca să echilibrăm nodul sud și nodul nord, dar e bine la un moment dat să știm care sunt, astfel încât să, nu știu, să fim conștienți, să fim prezenți și să nu ne mai supărăm și să ne dăm seama că avem și o moștenire, dar pe care să nu o exagerăm. Sper să spriască emisiunea și să ne auzim cu bine la următoarea emisiune.